doamnă inginer Kerji pentru intervenția dumneaei și o să-l invit pe domnul director Pavel Florian să ne spună câteva cuvinte. Vă mulțumesc mult! De la o prezentare strict profesională a doamnei doctor, am să vin eu cu o prezentare care are o tendință pragmatică. Vine din partea unui specialist agricol cu o vechime în muncă de 36 de ani. Nu aveți voi vârsta pe care o am eu în activitatea profesională. Și am să vă prezint câteva perspective ale carierei în domeniul agricol. Toată lumea se întreabă ce reprezintă agricultura. Probabil că știți și voi, sau ați auzit pe alții, multă vreme, poate prea multă vreme, la agricultură și la fotbal se pricepea toată lumea. Încă mai suferim de această boală și sperăm că treptat ne vom vindica definitiv și irevocabil de această boală. Când vorbim de agricultură, dragii mei colegi, trebuie să ținem seama că vorbim de cultura pământului, creșterea animalelor, procesarea producției agricole, prestări de servicii în spațiul rural, agroturism, dezvoltarea durabilă a mediului rural. Asta înseamnă agricultură. Ce înseamnă agricultura în acest moment? E un rău necesar? E o afacere de familie, un mod de viață? Este un element indispensabil pentru asigurarea securității alimentare a populației? Este știința care poate asigura hrana omenirii? O să încerc să vedem realitatea în care ne găsim, ce putem spune în adevărat sens al cuvântului despre agricultură. Aici aveți niște informații care provin de la Agenția de Plăci Intervenție pentru Agricultură, Centrul Județean Bihor, a cărui director executiv sunt eu, și reprezintă numărul de fermieri din Bihor și din România care în anul 2014 au depus cerere pentru a primi bani de la Comunitatea Europeană și sunt date certe și verificate. Vreau să precizez că fermierii care depun cerere la APIA au de la un hectar în sus. Sub un hectar nu se regăsesc fermierii în evidențele APIA, nu primesc subvenții pe acea suprafață. În România există 1.040.300 de fermieri, iar în județul Bihor 39.288 care au solicitat și au primit în 2014 bani. Din aceștia, între 1 și 5 hectare, 79%, aproape în România, și 77% în județul Bihor. 1-5 hectare înseamnă o fermă de subzistență, în care producția este destinată în exclusivitate consumului familial. În județul Bihor, între 5 și 30 de hectare sunt 19% din fermieri, iar în România aproape 17%. Între 5 și 30 de hectare vorbim de o fermă de semi-subsistență, în care o parte din producția realizată este destinată consumului, restul consumului familial, consumului pe piață, vorbesc. Între 30 și 50 de hectare, 1% în Bihor, 1% la nivel de țară, vorbim de ferme mici. Între 50 și 100 de hectare, 1% în județul Bihor, 0,8%, 1% în România, ferme mijlocii, iar peste 100 de hectare, ferme mari, 1% în România, 1% în județul Bihor. Deci, dragii mei colegi, dacă 80% din fermieri aparțin subzistenței și 19%, adică 18% sunt cei din zona semi-subzistenței, încă agricultura pare a fi un rău necesar. Și suntem în secolul 21, din 2007, facem parte din piața agricolă comună, țară, membra Uniunii Europene.
Asta ca și număr de fermieri, ca și suprafață exploatată de la 50 de hectare în sus, în județul Bihor, sunt 2% din fermieri și exploatează 53, aproape 54% din suprafață. Deci 2% din fermierii județului Bihor iau mai mult de jumătate din fondurile alocate de Comunitatea Europeană și bugetul de stat pentru agricultură. Asta este un semn bun. Și celălalt vă avantajează pe voi în sensul că în perioada care urmează concentrarea fermelor, vă dă posibilitatea de a face din agricultură o afacere familială și un mod de viață. Este o perspectivă care vă poate deschide un drum în viață. O să vedem de ce aveți nevoie pentru acest lucru. În România, în 2015, ca o necesitate a integrării definitive și irrevocabile în piața agricolă comună, a apărut legea 37 privind clasificarea fermelor. Ceea ce v-am prezentat mai înainte se regăsește în clasificarea fermelor luată după dimensiunea economică. Cele sub 5 hectare sunt ferme care au sub 1.999 de euro, ferme de subsistență. Între 2.000 și 8.000 de euro, ferme de semisubsistență, 50-30 la hectare. Între 8.000 și 50.000 de euro, ferme comerciale mici. Între 50.000 de euro și 1 milion, ferme mijlocii. Iar peste 1 milion sunt ferme comerciale care asigură prezentul și perspectiva producției agricole destinate comercializării. Fermele de semisubsistență pot procesa din producția proprie produsele tradiționale cu respectarea prevederilor legale. Fermele mici, mijlocii și mari sunt forme de comasare a terenurilor agricole care pot dispune de unici de unități de procesare în care dumneavoastră să vă găsiți locul. Dragii mei, sugestiv, acest drum nu va ajunge niciodată în Europa. S-a mai făcut un pas de la celălalt drum. Ăsta este un drum care nu va ajunge niciodată în Europa. Iar aici putem vorbi de drumul care duce spre Europa. Ce înseamnă? Înseamnă o agricultură profitabilă și flexibilă, performanță productivă, productivitate, calitate și profit. Deci, nu putem vorbi de agricultură care să se integreze în piața agricolă comună fără performanță productivă obținută în condiții de calitate și profit. Așa trebuie să arate producția agricolă românească. Vă spuneam și susțin, viitorul vostru cel mai sigur este ferma pe care să o gândiți și să o puneți în practică ca o afacere de familie și un mod de viață. Chiar dacă ferma este, vorbim de o fermă de familie, în Austria, la cota 1800. Uitați cum se prezintă o fermă agricolă la cota 1800, aproape de zăpadă în mijlocul primăverii. Dragii mei, firma trebuie să îți asigure un trai decent pentru tine și pentru familia ta. Oriunde ar fi amplasată această fermă. Ce oportunități aveți voi ca și viitor specialiști agricoli? Din punctul meu de vedere, puteți să ajungeți funcționari publici. Puteți să lucrați în învățământ sau puteți să deveniți manageri privați. Nu folosesc cuvântul patron.